binecuvântat să fie Domnul. Amin. Am ascultat multe cântări frumoase, unele chiar legate de subiectul, mesajul din dimineața aceasta și cred că dacă am fost atenți la cântarea care a cântat-o sora Ana Rusu, poate că n-am mai fi trebuit să predic și dacă e o dezvoltare mai profundă a mesajului din acea cântare. Voi cânta întotdeauna. Domnul ce mai iubit, slăbi să fie Domnul. Domnul să ne aștepte ca în încercări să lăudăm pe Domnul. În dimineața aceasta am un mesaj pentru dumneavoastră și pentru mine, un mesaj poate că mai greu de priceput, poate că mai greu de acceptat, poate că până cu limite, la o limită îl înțelegem, dar trebuie să acceptăm și cu inima și zic că Domnul să ne deschidă inimile ca să înțelegem cuvântul din dimineața aceasta. Amin? Duminică seara, prin cuvântul Domnului, s-a lăsat aici și ne-a vorbit despre suferință, ultima parte și în a doua parte despre judecată, judecata lui Dumnezeu, judecata care trebuie să ne facem noi. În dimineața aceasta vreau să mă leg de subiectul de duminică seara, să continui să vorbesc despre suferință, să vorbesc despre răbdare, să vorbesc despre judecată, despre venirea Domnului. Dar tema principală este răbdarea, care răbdarea este legată totdeauna de suferință, pentru că când ești confortabil, te simți bine, ești într-un fotoliu și stai și mănânci și bezi sau te la televizor, n-ai nevoie de răbdare. N-ai nevoie de răbdare de asta. Ai nevoie de răbdare atunci când se întâmplă ceva ce distruge bula în care ești, calmul în care ești acolo și atunci așa de ușor se poate duce răbdarea. Cuvântul Domnului și-a vrea să citesc primul verset care s-a citit în dimineața aceasta și apoi vom merge verset pe verset. Zice, deci Iacov, capitolul 5, versetul 7 a fost, zice, fiți dar îndelung răbdători fraților până la venirea Domnului. Iată că purgarul așteaptă rodul scump al pământului și îl așteaptă cu răbdare până primește ploaie, ploaie timpurie și târzie. Amin. Amin. Răbdarea în viața unui urmaș al lui Hristos este o virtute. Este ceva deosebit de frumos. Citeam o întâmplare despre o soră care îl iubea pe Domnul, cinstea pe Domnul, căuta pe Domnul, venea la casa Domnului, își învăța copiii în frica Domnului, dar soțul era necredincios. Și un evanghelist s-a dus la ea acasă și a vorbit cu el. Și a zis că trebuie să ieși și echipul Domnului, că trebuie să-și vedea viața Domnului și să se lase transformat de Domnul. Și omul acesta îi zice, știi, o iubesc pe soția mea, îmi place viața ei, dar e foarte nerăbdătoare. Imediat îi sare țandă. Și o zis, niciodată nu mi-ar plăcea să ajung ca ea. Dacă voi credeți că asta e transformare, eu rămân așa cum sunt. Și s-a încheiat discuția. Fratele acela a stat de vorbă cu sora și a zis, soră, dragă, auzi, este o problemă. Tu trebuie să te schimbi într-un punct în viața ta. Să fii răbdătoare. Să fii răbdătoare. Și întâmplarea s-a făcut că după o săptămână soția a fost la pescuit, când a venit acasă, prin casă, cu undița, poate a atins ceva și o spart o vază. Și se aștepta să înceapă spectacolul, să înceapă iarăși cearta și țipetele și așa mai departe. Și sora îi spune, e ok, nu-i dacă s-o spart vaza. A strâns-o, a pus-o la cuber și nu i-a zis nimic. A fost un șoc pentru el, fiind obișnuit cu reacțiile nevestei sale, care răzbucnea în furie, să zic așa, sau în mânie, era să o cum vrei, și cu o ceartă de vorbe tot timpul. Și după două luni de zile, mărturia există, omul acela s-a întors la Domnul, slăbi să fie Domnul. E așa de urât să vezi un sfânt sau un copil al lui Dumnezeu nerăbdător. Nerăbdător, care n-are răbdare. Fiți și voi îndelung răbdător, fraților, zice Iacob. Când ești nerăbdător, păcătuiești. În primul rând, prin nerăbdarea mea, îl necinstesc pe Dumnezeu. Pentru că eu am învățat de la Dumnezeu care este, spunem Psalm, spunem Noul Testament, este un Dumnezeu îndelung răbdător. Amin? Amin. Este îndelung răbdător Dumnezeu nostru? Amin. Nu trebuie să ne asemănăm cu El. Domnul să ne ajute. În primul rând îl necinstesc pe Dumnezeu. În al doilea rând, întunecă fața dragostei în mine. Când sunt nerăbdător, oamenii din jur, soția, copiii, biserica,
nu mai vede dragostea lui Hristos în mine, nu mai vede răbdarea lui Hristos. Și Hristos zice cuvântul Domnului că ne-a dat o pildă de suferință, de răbdare, ca noi să mergem pe urmele Lui. De aceea zicând poate Domnul să ne ajute și să nu păcătuim întunecând dragostea lui Hristos care trebuie să fie în inima noastră. Amin? Și apoi slăvește inima noastră de credință. Când ești nerăbdător și mă las în voia pornirilor mele, slăbește credința mea. De aceea cred că este păcat și trebuie să ne gândim bine când ne pierdem răbdarea repede, când ne sare țandăra repede, îl iei un păcat înaintea Domnului. De aceea să rugăm Domnului și nu numai să rugăm Domnului, să căutăm, așa cum spune în 2 Petru și s-a citat cu mine mult aici, dar de citesc cuvintele acestea că este bine nostru să ne aducem aminte, că răbdarea în viața omului, vom vedea, a încolopit, este roata Duhului Sfânt, dar este și treaba mea. Pentru că am mai zis mai de mult aici, sunt unii cu un caracter care îndură mai mult, care rabdă mai mult, rabdă mai ușor și așa s-o pute în construcția lor, în sufletul lor, în psihicul lor. Dar sunt frații care numai un pic, dacă ai trecat pe deget, au și plâng și se vaită și strigă și fac o minune. Pentru toți este valabil cuvântul acesta în 2 Petru, capitolul 1, versetul 5, zice ce? De aceea dați-vă și voi toate silințele să mă oblig pe mine însumi, ca să unesc cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdare. Trebuie neapărat să ajung această virtute în viața unui credincios, răbdarea. Dar eu, ca să ajung la această virtute, trebuie să mă silesc. Ce este răbdare? O atitudine de a de stoicism, de la care stă omul crispat și rece și rabdă când tu încalci pe dece? Nu cred că asta de răbdare s-a referit Domnul și Apostol Iacob și cuvântul Domnului. Mi-aș aminte de Domnul Iisus când era pe cruce și răbda pentru noi, se ruga pentru noi. Eu cred că la o perseverență în credință și cu dragoste, asta vrea Domnul Iisus de la mine. Și la aceste cuvinte să zicem cu toții, amin. Amin. Să fim stăruitori în credința noastră și perseverenți. Ca Domnul să ne dea biruința. Deci am început că răbdarea aceasta vine în urma suferinței și atunci trebuie să răbdăm când suferim. Se citea duminică seara aici și zicea cuvântul Domnului în Petru, capitolul 4, versetul 12. Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat ce a dat peste voi. Frații din acele timpuri erau, majoritatea lucrurilor care scrie acolo, s-a vorbit despre asta, nu vă aduc aminte, erau toți încercați. O încercare, așa, neașteptată. O încercare ca de foc, care a dat peste ei. Ca să încerce ca ceva ciudat. Adică sunt lucruri, sunt suferințe și sunt încercări care vin în viața noastră, care nu le înțelegem. Sunt ciudate. Și apar multe întrebări în mintea mea și în mintea noastră. Dar Doamne, dar de ce? Dar de ce tocmai mie? Aș vrea ca în dimineața aceasta să înțelegem de ce vine suferința. Apostolul Petru, la începutul epistolei, spune de bucurie în încercări. Iacob, o să citești, Iacob, la fel spune, bucurați-vă. Cum să te bucurești în încercare? Hai să citim în Petru prima dată, ca să înțelegem și totodată scopul suferinței și a încercării, da? Cei care avem Biblii, mă bucur să aveți de să deschideți împreună cu mine și chiar să subliniați dacă trebuie ele și să memorați. Spune, 1 Petru, capitolul 1. Versetul 6. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum dacă trebuie, câteodată trebuie și Dumnezeu care este suveran și înțelept știe când trebuie să îmi dea o încercare și o suferință. Sunteți întristați pentru puțină vreme prin feluite încercări. E adevărat că întristarea aduce suferința aduce întristare. Dar trebuie să învățăm, în primul rând, încercarea nu este pentru toată viața. Vin zile cu nor, dar vin și zile cu soare. Amin? Amin. Când vin o încercare, ne gândim,
După încercare vine bucuria. Pentru că încercarea credinței voastre, versetul 7, cu mult mai scumpă decât aurul care piere. Deci aurul este încercat să se curățit în foc și care totuși este încercat prin foc să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea arătarea lui Iisus Hristos. Amin. Deci scopul încercării în viața mea este ca să mă curățească. Când eu sunt calm și liniștit și stau numai în fotoliu acasă și copiii cu mine și se roagă și citesc Biblia și fac ce este bine și când soția mea își face treaba și la serviciu merge totul bine și eu nu sunt încercat deloc, atunci eu nu mai văd unde este negativ în mine. Nu mai văd unde stă ascuns acea necurăție, să o numesc asta, sau acele lucruri din firea pământească care sunt stăpâne în sufletul meu. Eu nu mai văd. Și atunci Domnul este nevoit să dea o pagină în viața mea, să mă pună într-o încercare și ca pe aur un foc. Dar nu ca să distrug aurul, nu ca să zică că nu mai e nevoie de el, ci ca să se curățească mai mult. Domnul să ne ajute să înțelegem scopul încercării în viața noastră. Amin? Hai să vedem ce zice Iacov la începutul epistolei, că așa începe și el încă din versetul 2. Zice, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Mi-am zis în sinea mea, niciodată eu pot să zic, nu pot să zic că am privit ca o bucurie când am trecut în încercare. Și aș vrea dumneavoastră, câți dintre voi când a venit încercarea, ați privit ca o mare bucurie? Și atunci mi-am întrebat de ce și am zis, unul dintre răspunsurile din mintea mea a fost asta, omul firesc, care nu vede lucrarea lui Dumnezeu peste ceea ce se vede, pentru că vedem ceea ce se vede și nu vedem dincolo de nevăzut ce urmărește Dumnezeu, nu poate să se bucure. El nu poate să vadă că, de fapt, Dumnezeu trece printr-o încercare ca să-L sfințească, să-L curățească. Zice, să primiți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Care-i scopul încercării? Alt scop. Să fiu dependent de Dumnezeu. De multe ori, încât un scop al încercării este că eu mă văd stăpân pe mine, mă văd pe stăpân pe familia mea, pe serviciul meu, pe geabul meu, pe afacerea mea și, de fapt, nu realizez că Dumnezeu este stăpân. Și când vine o încercare, cred că vine o încercare de boală. Vine o încercare pentru un copil la școală. Vine o încercare și pot să continui. Care aduce necaz și suferință. Zice, versetul 3. Ca unii care știți, deci noi trebuie să știm lucrul acesta, că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Cred că am auzit cu toți istoria aceasta când un frate s-a dus la alt frate și a zis, frate, am mari probleme cu răbdarea, roagă-te pentru mine ca să fiu biruitor în răbdare. Și fratele s-a pus să roade și a zis, Doamne, dă-i încercări multe. Și a zis, nu te mai ruga că am prea multe. Aici e problema. Când dai o încercare, cugetă, de ce vine încercarea peste viața mea? Ce vrea Dumnezeu să vadă? Pe Avram Dumnezeu l-a încercat, în primul rând, nu s-a născut Isaac. După ce s-a născut, l-a încercat și mai tare pe cerul să-l aducă jertfă. Dar l-a încercat. Și pe toți oamenii Dumnezeu l-a încercat. Poți lua lista și o să ne uităm poate la câțiva dintre ei în dimineața aceasta. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea. Ascultați? Iacov mai folosește cuvântul ăsta desăvârșit. Voi dar fiți desăvârșiți, zicea Domnul Iisus în Matei 5, cu 48 acolo undeva. Iacov zice să fim desăvârșiți în vorbire. Dar zice, în răbdare trebuie să ajungem desăvârșiți. Răbdarea, dacă mă încearcă cu ceva și nu ajung desăvârșit, ea nu se lasă până nu țintește. Și vine altă încercare, și vine altă încercare până când ajunge în lucrul respectiv să mă facă desăvârșit. De aceea e bine ca eu când văd o încercare să nu mă tem, să mă încred în Domnul, să știu că este de la Domnul. Și aș vrea să dau un exemplu. Chiar copiii mei la școală au lucrat, au modelat ceva în lut, în argilă, în pământ de la acela galben, poate că mulți copii au făcut la școală experiența aceasta și au făcut ei niște vase acolo. Și e foarte interesant, eu vă întreb, dacă ați face un vas de argilă, și uitați că, în primul rând, Domnul ne modelează.
ne prelucrează și ne dă chipul său. Și l-ai pus la soare. Să zicem o cană. Și ai pus cana aceea la soare. Și apoi zici, ia vezi că s-o uscat, s-o întărit, este bună cana aia să bea apă cu ea. Hai să zic, o iei și umpli cu apă, ți-o pui pe, pe masă și apoi vezi că pământul ăla galben începe să se moaie. Pentru că cana aceea modelată, numai uscată, nu este încă funcțională, pot să zic așa ceva. Încercarea de foc, ce cheamă Petru, care a dat peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat. Cana aceea, după ce ai făcut-o, trebuie să o bagi într-un cuptor. Să pui un smalț peste ea, să o bagi în cuptor. Și acolo în cuptor ce se întâmplă? Trebuie să reziste la temperatura focului. Și acolo ea se întărește, devine o cană tare, solidă, poți să pui apă în ea și ea, poți să bei apă din ea. Dar dacă cana, băgată în cuptor, crapă, și are așa o fisură, și când ai pus apă în ea, curge, e bun, o folosești cana aia. Nu folosești. Dar dacă o cană, băgată în cuptor, la temperatură mare, pentru că ajunge la temperatură mare, dar vreau să înțelegeți partea spirituală, se ciubește. Sare smalțul pe ea și când pui la gură să bei apă sau ceai sau cafea, ce bei tu, te taie la gură. E bună cana aceea? Frații mei, e bună sau nu bună? Dumnezeu ne vorbește aici și spune că vrea să ne facă desăvârșiți. Dacă un om al lui Dumnezeu, un copil al lui Dumnezeu, ca să ajungă desăvârșit, nu-i destul să-și credeie viața, nu-i destul să înceapă viața cu Hristos, nu-i destul. El trebuie să ajungă și orice creștin, să nu crezi că scapă unul să ajungă în cer, nici o încercare, nimic, toată viața lui nu a fost încercat de ori. Nu există. Așa ceva nu există, să vă ștergeți din minte. Și când apare încercarea, nu vă puneți în minte, oare de ce? Doamne, trebuie să ne cercetăm. Dar unii știți ce fac? Se ceartă cu Dumnezeu. Nu știu cum considerați lucrul acesta, dar eu nu-l consider corect. Eu nu-l consider corect. Zice, ca să fiți desăvârșiți și să nu duceți lipsă de nimic, să fiți desăvârșiți. Asta e de la Dumnezeu. Gândește-te a ilustrat aceasta cu cana acasă. Trebuie să pui, să ajungi în focul încercării. Și când ajungi acolo, bucură-te și gândește, dacă trebuie să iasă ceva la suprafață celui bun în tine, dă repede afară și Domnul să te binecuvânteze. Amin. Amin. În timp ce citeam Iacob, după ce am citit problema aceasta cu încercarea, trece cuvântul Domnului brusc la înțelepciune. După versetul acesta, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Dacă lipsește Domnul dintre voi înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare. Ea-i va fi dată. Am citit și la un moment dat am avut așa o lumină. Tot timpul am luat pasajul ăsta cu înțelepciunea diferit. Dar lumina care am primit-o ultima dată, știți care zice? Când ești în încercare, roagă-te pentru înțelepciune. Fă legătura cu versetul dinainte, fă legătura cu întregul context. Și vezi că înțelepciunea aia este în mod deosebit înțelepciunea care ai nevoie când ești în încercare. Ești în încercare cu soțul, ești în încercare cu soția, cu colegii la servici, cu nu știu cu ce ești în încercare. Ce înțelepciune! Dar nu oricum, cu credință puternică și azi va fi dată și încă cum, cu mână largă, zice Dumnezeu, slăbit să fie Domnul. Amin. Înțelepciunea este acea înțelepciune și pricepere a Duhului duhovnicească care știe să rezolve problemele duhovnicești și le rezolvă într-un chip vretnic de un copil al lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne înțelepciune în încercare. Eu nu zic că este numai contextul înțelepciunii. Puteți să încerceți înțelepciune și la școală, și la muncă, și mă rog pentru înțelepciune, și la muncă să am înțelepciune, și în toate lucrurile. Dar prima dată și contextul apropiat este înțelepciune în vreme de încercare. Domnul să ne facă harul acesta. Versetul 12, tot în Iacob, capitolul 1, spune că ferice de cel ce rabdă ispita. Și aici găsim încă un scop al încercării. Că după ce a fost găsit bun,
De scopul încercării și a ispitei este acesta unul, să fii găsit bun. Dar de ce să fiu găsit bun? Răspunsul vine mai departe și zice, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce iubesc. Amin. Dorim cununa vieții. Dorim să fim în veșnicii cu Domnul. Dar nu se poate fără încercare. Dar nu se poate. Am citit, am răscitit și am recitit epistola asta de multe ori. Am citit Petru de foarte multe ori. Foarte mult vorbește toată epistola Petru numai despre suferința aproape. Face ce face și aici la problema suferinței. Pentru că suntem în încercare. Fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Până când să fiu răbdător? Deci, eu am răbdare, dar știi cum? Când e un pic mai mult, când se trece un pic mai mult peste răbdare, chiar nu fie răbdare. Ce să fac? Treci la îndelungă răbdare. Fiți dar îndelung răbdător, fraților. Până când? Frații mei, poate că la câte unul încercare ține toată viața. Și acum, într-o seară, mă uitam la o fată care cânta pentru Domnul și era oarbă. Și o compus o cântare care mi-a atins sufletul. Și așa, chiar în neputința mea, îl voi lăuda pe Domnul. Până când să lăudăm pe Domnul? Știți până când? Zice versetul 7. Până la venirea Domnului. Amin? Amin. Cine are venirea Domnului în el, la vie, nu lasă să trăiască oricum. Când vine o încercare, el știe că nu-i la voia întâmplării. Până când? Păi m-a săturat de când stau în încercare. Până la venirea Domnului. Acolo este capătul încercării. Când vine Domnul, astea se vor sfârși și vom primi cununa vieții. Domnul să ne ajute! Să fim plini de nădejde când suntem în cercare. E foarte important lucrul acesta, e foarte important. Să avem, cineva zicea că credința împreună cu răbdarea sunt două surori de nedespărțit. Nu le poți despărți. Credința și răbdarea. Nu poți să zici că ai credință și tu nu mai poți să rabzi. Încrede-te în Domnul, nădăjduiește în Domnul și slăbiți să fie Domnul. Și aici Iacob, dacă citiți toată epistola lui Iacob, după ce spune un adevăr, aproape de fiecare dată dă o ilustrație. Sau rostește un adevăr care să se înțeleagă mai clar. Aici zice cuvântul Domnului mai departe. Iată că plugarul, cel ce seamănă pământul, așteaptă rodul scump al pământului și îl așteaptă cu răbdare până primește ploaie timpurie și târzie. Amin. Vine cu ilustrație în mijlocul nostru, Iacob, în dimineața aceasta. Plugarul îl seamănă pământul. Probabil că este vorba, vorbește ploaie timpurie și ploaie târzie de semănarea grâului care se seamănă toamna și avea nevoie de ploi și după aia de ploaia târzie care are nevoie spicul după ce a crescut și este acolo să dea în pârg, zicem noi români. Acum nu știu cum se explică să dea în pârg la cei care sunt născuți aici, ca să facă bobul mare, să nu fie un bob slab și uscat care nu-i pute mânca. Să dea în pârg. Și ne dă exemplul ăsta, Iacob. Ce-ar fi să vezi un plugar că merge și astăzi iară pământul, îl seamănă și a doua zi merge și bă, dar nu a crescut. A treia zi la fel. Și-o păcurătarea, dar nu mai iese, mai să mai seamă, să mai ară odată, să mai seamănă odată. Nu faci așa ceva. Sunt niște legi pe care Dumnezeu le-a lăsat în natură. Plugarul știe. Dar ce face plugarul? O semăna sămânța, sămânța aia în pământul uscat. Acolo stă până și un an de zile. Dar nu gățește? Are nevoie de ploaie. În momentul când sămânța dă de umezială, bobul acela de grâu încolțește și se luptă să spargă pământul, încercările care sunt în cale, și din pământ acolo colește pietre, dacă e nevoie, iese la suprafață și acolo, după ce iese, are nevoie de soare, are nevoie de ploaie în continuare, până dă în pârg și apoi până se coace și vine secerătorul. Dar plugarul, ești ce lucrurile acestea? Dar noi copiii lui Dumnezeu, zice Iacob. Noi trebuie să știm că trebuie să așteptăm.
Trebuie să așteptăm cu răbdare în încercarea noastră, până primim biruință. Sau dacă nu, zice chiar, până vine Domnul. Domnul să ne facă să înțelegem lucrurile acestea. Și să așteptăm și Domnul să ne umple cu răbdare de plină, indiferent de necazul și încercări care sunt peste viața noastră. După ce dă pildă aceasta, zice Iacov, versetul 8, fiți și voi îndelung răbdători. Revine la aceeași idee din versetul 7, așa începe. Fiți dar îndelung răbdători, fraților, în oamenii a Domnului. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile. Inima omului are nevoie să fie întărită. În Proverbe și pildă spune că inima se întărește prin pâine. Când vorbim despre inima aceasta putească, încă vorbeam odată cu un frate și zicea că l-a sunat o soră și sora aceea era în depresie și stătea de vorbă cu ea la telefon și numai plângea și nu se putea opri din plâns să vorbească cu el. Și el a zis, soră, spune, ai mâncat ceva azi? Zice, nu. Dar ai mâncat ceva? Nu. Ok, până mai stăm de vorbă la telefon, tu ia-ți o bucată de pâine și mănâncă. Zice, măi, după vreo 10-15 minute, sora liniștit și a putut să vorbească cu mine. Despre pâinea aceasta, cea de toate zilele, nu vorbesc spiritual, întărește inima omenească. Dar este altceva, spune cuvântul Domnului, care întărește inima spirituală. Omul nostru din lăuntru. Pentru că răbdare este o roadă a Duhului Sfânt. Deci, în primul rând, noi trebuie să ne facem noi partea, să dăm toate silințele și apoi trebuie să ne încredem în Domnul că El face să rodească în noi roada Duhului Sfânt. Dar omul firesc nu poate să înțeleagă cum a doua parte. Dar nu-ți dai seama cum și ajungi să treci niște încercări și când te uiți în spatele lor și zici, măi, parcă n-a fost de oră. Pentru că Domnul te-a întâlnit, slăbii să fie Domnul. În 2 Cronici 17 cu 3, hai să deschidem cei care vin de acolo la 2 Cronici 17 cu 3. Aș vrea să vedem un mod spiritual cum întâlnește Dumnezeu cu inima omului. Și acolo vorbește despre Iosafat, cei care au fost la Olimpiadă, copiii cunosc foarte bine textul ăsta. Dar o să citesc versetul 3 până la 6. Domnul a fost cu Iosafat pentru că a umblat în cele din tâi căi ale tatălui său David și n-a căutat pe Baal. Deci a căutat cele din tâi căi ale lui David, a alergat la Dumnezeu tatălui său și a urmat poruncile lui. A urmat poruncile Dumnezeu fără să facă ce făcea Israel. Toți din jur făceau ceva. Toți erau în păcat. Făceau păcat. El făcea altceva. Poate că cineva în dimineața asta la ora de rugăciune a râs. Dar poate că altcineva o s-a rugat. Da? Dar credeți că nu a ascultat Dumnezeu pe la care s-a rugat? Iosafat făcea ce nu făcea pe poporul. Și era împărat. Zice, Domnul a întărit când Dumnezeu vede că eu caut să fac voia Dumnezeu. Fiți atent, a întărit domnia mâinile lui Iosafat, căruia tot Iuda îi aducea darul. S-a întors situația. Și a avut o mulțime de bogății și slavă. Și versetul cheie. Versetul 6. Inima lui s-a întărit din ce? În ce? În căile Domnului. Cum se întărește inima mea în căile Domnului? Făcând ce am zis. Umblând în căile lui David, căutându-L pe Dumnezeu, păzind poruncile Lui. Cu cât fac mai mult și cu toată inima mea lucrurile astea, eu mă întăresc cu omul dinăuntru. Și când vine încercarea, ele mă ajută să rămân în picioare. Dar când eu fac numai lucruri firești și dau, hrănesc numai firea și vine încercarea, să nu aștept ca să nu cad. Așa cum s-a întâmplat în Ghețimane acolo, când n-au pus elea de cuvință să se lupte cu trupul lor și să se roage. Și-au picat. O a doua metodă de a întâlni inima omului spiritual este în Tite Sancen 3 cu 12 la 13. Aici cuvântul Domnului ne spune în Tite Sancen 3 cu 12. Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți, cum facem și noi înșine pentru voi, ca să vi se întărească inimile. Ce să fac ca să mi se întărească inimile? Frații mei, lucrul ăsta este esențial. Eu trebuie să cresc în dragoste față de fiecare dintre voi. Dumneavoastră trebuie să creșteți în dragoste față de biserică. Dar dacă eu,
sunt insensibili. Insensibili. De nevoia ei, de nevoia lui. Apoi să se descurce fiecare cum poate, fiecare în plata Domnului, cum ziceam noi, nu? Inima mea nu se întărește. Dar când lucrăm la unitatea bisericii, inima mea se întărește în Domnul. Și când e să cad, sunt mulți care mă sprijinește. Când sunt în ecaz, sunt mulți care se roagă pentru mine. Altfel te rogi pentru un suflet care a simțit și simte cu tine. Tată, te rogi pentru un suflet care n-a avut tangență niciodată. Dacă eu mă rog acum pentru nu știu cine din Madagascar. Altfel mă rog când Cristin zice, Sorin, roagă-te pentru mine. Mă rog pentru ăla, cum mă rog. Dar când legătura frățească e puternică, altfel ne întâlnim de alții și inima mea se întărește și îmi tare în Domnul. Slăvit să fie Domnul! Și ar vrea să citim din Psalmul 10 cu 17 și asta ar avea metodă și apoi ne oprim aici, sunt mai multe. Citim cuvântul Domnului, citim cuvântul, avem credință, se întărește inima noastră. Deci Psalmul 10. Zice, Tu auzi rugăciunile celor ce suferă, Doamne. Le întărești inima, îți pleci urechea spre ei. Când sunt în suferință, în primul rând, suferința mea trebuie să o spun cui? Ziceți. Sunt mulți care sunt în suferință și nu cugetă, nu au curaj să zică, nu pot înaintea Domnului cu problema asta mea. Că Domnul știe de ce mi-a dat-o. Ba da, du-te. Pentru că El aude rugăciunea celor ce suferă. Le întărește inima și îți pleacă urechea spre ei și le dă răspuns, slăvit să fie Domnul. Amin. Domnul ne învață în suferință dependența de El. Domnul să ne ajute. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile și revine cu argumentul. Căci venirea Domnului este aproape. Cu alte cuvinte, întărește-ți inima, Sorin, pentru că venirea Domnului este iminentă. Domnul nu va zăbubi. Nu să nu vezi că nu va veni. Domnul vine. Pregătește-te și întărește-ți inima. Nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților. La început n-am zis motivul pentru care zice Apostolul Pavel să, aici Iacob să fim răbdători. Înainte de versetele astea e o mustrare așa de puternică pentru cei bogați și ai zice, bă, ce frustrare are fratele ăsta pe oamenii bogați. Până acolo că zice că vorbește multe despre, dar nu vreau să mă rețin. Zice, mă, pentru ce să răbdăm? Răbdăm și suferința care vine din exterior. Chiar din partea autorităților. Aici zice, nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, dar un motiv a răbdării mele. Este din partea fraților. Nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Iată că judecătorul este chiar la uși. Și așa de ușor și aș putea să zic câteodată este ca o boală. Nu ca o boală, ca un virus de la care se ia, ca o molimă, popor care pleacă de la unul la altul și eu mă plâng pentru fratele față de, pentru Iosif, Iosif se plânge de mine, altul se plânge de mine, altul se plânge de altul și o boală, poporul Dumnezeu, plângerea asta. Dar zice aici cuvântul Domnului, nu vă plângeți. Dar de ce să nu mă plâng? Ca să nu fiu judecat. Și o vorbim la noi foarte mult duminică seara despre judecată. Să nu fiu judecat. În primul rând de Dumnezeu. Aici folosește o altă ilustrată Iacob și zice, iată că judecătorul este chiar la uși. La care judecător se referă? La Domnul Iisus, da? Știți, m-am gândit și eu la ilustrație de odată așteptam niște musafiri și copiii mei erau băia micuții, mai ales erau foarte bucuroși că vine cineva la noi că erau de vârsta lor. Mai erau și copii de vârsta lor. Și tot timpul ei acolo să vadă când vin musafirii și la un moment dat, mai eram sus și aud de jos, da, să le-au putut iau, au venit, dar vă spun, dar au auzit și de afară. Au strigat, au auzit și vecinii la trei case încolo, da? Au venit. Deci, dar ilustrația asta care ne-o face aici, Iacob zice, judecătorul este chiar la ușă. Tu să nu crezi că dacă tu stai și bombă în casă și borborosești și ești nemulțumit cu o inimă nemulțumitoare față de fratele tău, judecătorul n-aude? El este chiar la ușă. Dacă tu îi auzi din casă, se strigă. Crezi că nu aude?
De aceea avertismentul lui Iacob este foarte sever, aș putea să zic. Nu vă plângeți ca să nu fiți judecat. Judecata Dumnezeu știți cum este? Este aici, acolo, acolo, pe unii poate că Dumnezeu nu judecă niciodată, pe alții judecă în ziua de apoi. Dar să știți, va fi o judecată dreaptă. Unul din Partidul Liberal de aici, din Canada, a fost întrebat dacă crede în Dumnezeu și nu crede, pentru că ei legile care dau normală nu cred. Dar la un moment dat zice, dar totuși cred că va fi o judecată. Pentru cei ce fac răul și scapă, totuși cred că va fi o judecată. Pentru că cugetul nostru, inima noastră, cere o judecată, chiar dacă nu crezi în Dumnezeu, cere o judecată și va fi o judecată dreaptă. Că judecătorul este foarte drept. De aceea să avem grijă. Să avem grijă cum ne plângem, cum bombănim, cum suntem nemulțumiți, mai mult cum manifestăm nemulțumirea noastră, cum ne rugăm și ce facem. Aș vrea să trec mai departe, că timpul se scurge, mai vreau să zic ceva aici, dar e bine să cugetăm în continuare acasă. Zice, frații mei, luați ca pildă de suferință și răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Frații mei, nu bombăniți, nu corborosiți. Știți cum? Este ca o roată de aia care nu este unsă pe căruță, să zic așa. Cine a fost la țară și a crescut poate copiii aici, nu știu, dar o roată care este neunsă, când treceam un car și roata era neunsă și carul și chiar gol, scârțea de se auzea de la o poștă, cum expresă în România. Deci, nu fă asta. Lasă ungerea lui Dumnezeu în tine. E foarte important că lăsăm ungerea unsului în noi, El ne unge și atunci nu bolbolosim. Roagă-te, caută plătatea Duhului Sfânt, caută să te supui, să te smerești lui Dumnezeu. Astea sunt căile să devii rătător. Lasă ungerea Dumnezeu în viața ta și atunci nu să fie așa. Și ia ca pildă de suferință. Pe cine? M-am gândit la Ieremia, capitolul 26, cu 14 și 15. O să citesc mai din două locuri din Biblie. M-am gândit la multe exemple, dar timpul nu ne lasă. Așa să zic la cartea de Ieremia. Aș vrea să vedem ce a făcut Ieremia când era în mâinile poporului. Poate că noi am zice, bă, dacă ești unsul Domnului, trebuie să fie așa ca Ilie. Doamne, se poboară foc din el! Mi-a mistuit. Mulți așa și chipuie. Că dacă nu e așa, înseamnă că nu ești robul Domnului. Nu e așa. Poate să fie și așa, dar cei mai mulți, majoritatea, au suferit. Și au suferit pentru Domnul. Și Domnul i-a lăsat să sufere. Hai să citim ce zice Ieremia. Versetul Ieremia 26, cu 14 și 15. Cât despre mine, iată-mă mâinile voastre, faceți-mi ce vi se va părea că este bine și drept. Numai să știți că dacă mă veți omorâ, vă veți face vinovați de sânge nevinovat. Voi și cetatea aceasta își continuă. El era gata să moară. Pentru Hristos. Se citea duminică seara aici. Frații mei, când suferiți, zice Apostolul Petru, să nu suferiți ca unul care a fost un ucigaș. Să nu suferiți ca unul care a fost, care a făcut omoruri, crime. Nu! Noi suferim cu demnitate pentru numele lui Hristos. E total diferit, cu capul sus. Plin de credință în Dumnezeu. Nu e o suferință de a... Mi-aduc aminte de apostol, spune în Faptele Apostolilor, când au fost închiși în temniță, cântau cântări de laudă, pentru că ei știau că se acolo după voia Domnului și Domnul a făcut minuni. Slăbit să fie Domnul. Iacob i s-a tăiat capul, dar a rămas în Domnul. Dacă aș citi din Evrei, capitolul 11, cu 35, e bine să citim totuși. Dar aș vrea să înțelegem, să ne armăm în mintea noastră cu gândurile acestea. Noi trebuie să suferim. Vasul meu nu trebuie să se ciobească în foc. Ca să nu îl încârpească Dumnezeu să mai bage odată în cuptor. Și n-a să se ciobească, să mai încârpească Dumnezeu să mai bage odată în foc. Hai să auzim ce zice Biblia despre proroci. Alții au suferit bajocuri, 11 cu 36 am zis, da? Bătăi, lanțuri și închisoare. Unde a fost Dumnezeu când era în închisoare? Unde a fost Dumnezeu când era în lanțuri? Unde a fost Dumnezeu în bătăi și în bajocuri? A fost acolo cu ei și în ei. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, Isaia.
Așa se pare că au murit. Chinuiți, au murit uciși de sabie. Au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate. Prigoniți, munciți, ei de care lumea nu era vrednică. Astea au fost apostolul Iacob. Zice, luați ca pilde, exemple. Nu-i destul eu să fiu aici și să vă învăț și eu când ajung în încercare, nu? Faceți ce zice popa, nu faceți ce face popa. Nu-i așa. Fiecare dintre voi trebuie să fiți învățător. Fiecare trebuie să învățați pe cei din lume și din jurul noastră. Domnul să ne aștea lucrul acesta. Iată, noi numim fericiți pe cei ce au rădat. Nu știu dacă noi toți numim fericiți pe cei ce au rădat. Poate zice, a rădat, aia el e fericit, Daniel e fericit. Biserica de atunci, biserica primului veac, când vedea că cineva suferă, lumea fericit. Ce interesant! Noi când vedem că cineva suferă, care o problemă, ne rugăm, plângem și nu vedem mai mult de atâta. Dar biserica îi numea fericiți, în evrei spune, au primit cu bucurie răpirea averilor lor. Ce-ar fi mâine să-ți răpească casa? Să-ți iei mașina și tot și haine și lasă în stradă. Ce-ar fi? Ai primit cu bucurie? Sau ai plânge și Doamne, dar răsplătește, dar Doamne, dar pedepsește, dar Doamne, ce-ai face? I-au primit cu bucurie. Ei aveau un tezaur, o comoară în ei, care era presus și mai presus de toate. Iată, numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit a dat Domnul. M-am gândit, omul acesta care îi face cu ou și cu oțet pe bogați, chiar în capitolul 5, mai sus un pic, dă un exemplu pe un om care era bogat. Foarte interesant, adică vreau să înțelegem că Iacob nu avea nimic cu oamenii bogați. Dă exemplu de răbdare de suferință de un om bogat. Și în plus, dacă ar fi să fim în plus, unul care nu făcea parte din poporul Israel. Îl dă exemplu pe Iov. Eu vă întreb, dacă Iov n-ar fi răbdat, dacă Iov n-ar fi suferit, s-ar mai fi vorbit astăzi despre Iov? Ar fi rămas pe pagina Sfintei Scripturi dacă Iov n-ar fi răbdat și n-ar fi suferit? Și ce suferințe? Suferințele la Iov au venit dacă ai luat omenește vorbind din două puncte, din pricina altor oameni, niște sabeeni s-au bătut și le-au luat tămilele, altă ceată s-au bătut și le-au luat oile, altă ceată i-au luat tămile. Suferințe care vin din partea oamenilor și noi putem să ne facem rău împotriva altora, și suferințe care vin din cataclisme, din lucruri naturale, să zic așa. Zice că un vânt o suflat și a lovit în cele patru colțuri ale casei, unde erau toți cei 10 copii ai lui. Și ce s-a întâmplat? Și casa s-a prăbușit peste 10 copii și au murit toți 10 copii într-o zi. Toată averea lui a dispărut într-o zi, toți copiii au dispărut într-o zi, toți robii au dispărut într-o zi și a rămas numai el cu 2-3 robi care au dat de creste și cu soția lui. Și zice, în toate acestea, în toată răbdarea lui, n-a vorbit nimic rău cu la Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să învățăm de la oameni sfinți. Sunt suferințe psihologice foarte puternice, dar dacă tu nu te descarci înaintea Domnului și nu te rogi și nu stai de vorbă cu Dumnezeu, atunci în rugăciune și în prezența Dumnezeu primești mătatea Duhului Sfânt și roada Duhului Sfânt începe să crească în viața ta și se manifestă și se vede. Dar ce frumos e să vezi pe un om pe care l-ai călcat de picior și în loc să-ți tragă o palmă, te vine cu mintea și vorbește frumos cu tine. Și ce urât e să mă vezi pe mine nervos. Dar ăsta, Iacov, nu se oprește aici cu Iov și zice, ați văzut ce l-a încercat Dumnezeu, ați văzut cum l-a călcat cu picioare, mi-a dat diavolul voie să facă, știi? Dar zice, frații mei, dar ați văzut sfârșitul lui Iov. Ați văzut sfârșitul lui Iov. Zice, și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și îndurare, slăvit să fie Domnul. Frații mei, timpul deja s-a scurs, am vorbit foarte mult, foarte multă învățătură, poate că v-am obosit pe minuți. Dar aș vrea să ne punem problema încercărilor în viața noastră. Ele vin, că noi vrem sau că eu nu vreau. Fie ca la școală probleme cu un profesor, cu o profesoară, cu un coleg,
dar ele vine. Dar ce vrem să înțelegem și vreau să înțelegem și să înțeleg, Dumnezeu este mai presus de toate astea. El este peste orice circunstanță. Și Domnul ne binecuvintează, ne încearcă și nu uitați, cana, ca să o poți folosi să bea ea, să fii un vas de cinste, trebuie să fie trecută prin foc. Domnul să ne dea biruință în încercare. Amin. Amin. Frații mei, surorile mele, urmează să facem o rugăciune cu care vom încheia, dar înainte de a vă solicita să vă ridicați în picioare în vederea acestei rugăciuni, aș vrea să subliniez un aspect. Negreșit, cuvântul din dimineața aceasta are în vedere stări de lucruri cu care ne lovim și noi. Probabil că Apostolul Iacov, eu cred, cel mai direct dintre toți scriitorii Noului Testament, nu știu dacă altul a fost mai direct și mai categoric decât el, a constatat o anumită stare de lucruri și, vrând să o îndrepte, a vorbit despre răbdare și despre îndelungă răbdare. Aș vrea să vă spun că și astăzi, la 2000 de ani distanță de când au fost scrise aceste cuvinte, ele sunt valabile pentru noi. Probabil că nu toți vor avea parte de suferință pentru credință. Dar am constatat și dumneavoastră ați constatat la fel de bine ca și mine că există în lumea de astăzi, în societatea de astăzi și printre creștini chiar, o anumită stare de parcă sensibilitate. Cândva într-o ședință de comitet numeam starea asta sensibilită și sunt foarte mulți credincioși care suferă de ea. Ne irităm atât de ușor, suntem atât de irascibili. Cu ceva dacă cineva ne atinge drepturile, dacă ne face vreo nedreptate, dacă avem sentimentul că vreun predicator a făcut referire la noi, poate că nu s-a gândit la noi, dar avem sentimentul acesta. Suntem atât de sensibili în vremea de astăzi, încât trebuie să cugetăm adânc la cuvintele care ne-au fost spuse și trebuie să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să devenim mai răbdători. Devenind mai răbdători, vreau să vă spun că foarte multe conflicte care apar printre creștini și în familiile creștine ar putea să fie evitate. Dacă soțul ar fi mai răbdător față de soția lui, nu vorbesc despre suferință când ești pus la încercare pentru credința ta. Vorbesc despre lucrurile simple de care vă loviți și după masa aceasta și mâine și poimâine și zi de zi. Dacă soțul ar fi mai răbdător față de soția sa, că poate s-a grăbit la serviciu și mâncarea n-a reușit să o facă așa cum scrie la carte. Dacă soția ar fi mai răbdătoare cu soțul ei, care și el foarte multe pe cap. Dacă părinții ar fi mai răbdători cu copiii și dacă copiii ar fi mai răbdători cu părinților, eu cred că foarte multe conflicte ar putea fi ocolite, evitate. Dar ne risipim de multe ori energie, ne pierdem pacea, liniștea, bucuria, distrugem armonia din căsniciile noastre pentru faptul că nu avem destul de multă răbdare. Ce să mai vorbim atunci despre nedreptățile care ni le fac poate colegi de serviciu, dacă în familie nu avem destul, unde ar trebui să ne fie cel mai ușor să trăim o viață creștină, pentru că îi iubim pe cei care sunt în familie noastră, nu-i așa? Și dragostea, vreau să vă spun, este un izvor de putere. Așa să vă invit să vă ridicați împreună cu mine în picioare și înainte de a ne despărți din locul acesta, aș vrea să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ajute ca și la capitolul acesta să căpătăm notă de trecere, ca să fim îndelung răbdători, dovedind prin aceasta că suntem copiii Lui. Amin. Te rugăm întotdeauna.